președinte, din numărul de 19 conferințe, de se prezent 7. Mulțumesc mult, domnule secretar. Prin dispoziția numărul 318 din 20.05.2020, emisă de primarul municipiului Cutia Târzii, domnul Dorin Nicolae Lojigan, a fost convocat de îndată în ședință extraordinară Consiliul Local pentru astăzi, 21.05.2020, ora 15. Din câte am înțeles de la domnul secretar, suntem prezența este primit volumul de prezență, din urmare, supun la vot procesul verbal de ședință din data de 12.05.2020, înregistrat sub numărul 288. Înainte de a supune la vot, dacă sunt discuții pe marginea acestui proces verbal. Dacă îmi permite, domnul președinte. Da, vă rog. La acest proces verbal nu voi participa la dezbatere și vot. Domnul Ciobanu nu participă, dar mulțumim, domnul Ciobanu. Altcineva dacă dorește? Să mă abțin și eu. Domnul președinte, m-ați auzit? Oare? Da, vă auzim, domnul Pătruțiu. Deci, mă abțin, am fost prezent la ședință. Mulțumesc. Mulțumim mult. Bine ați venit, domnul Soporan. Domnul secretar, mi s-a alăturat și domnul Soporan. Deci, 18 consilieri din 19. Multe discuții, dacă mai sunt pe baza semnului de discuții acolo. Dacă o să supun la vot. Domnul Gheneș Sabi, pentru. Domnul Crihărmianu Călin, pentru. Doamna Casca Georgiana, pentru. Domnul Nicolae Emil, pentru. Domnul Socaciu Alexandru, pentru. Domnul Varoghi, votez pentru. Subsemnatul pentru. Doamna Câmpian, pentru. Domnul Manliviu, lipsește domnul Man. Domnul Soporan Vasile, nu. Doamna Nadiana Maria, pentru. Domnul Vituș Ion, pentru. Domnul Mischian Adrian, pentru. Domnul Rece Gheorghe, pentru. Domnișoara Ioan Monica, pentru. Domnul David Lică Gabriel, pentru. Domnul Isaac Ionel, pentru. Mulțumesc. Prin urmare, trecem la dezbaterea pe ordinea de zi. Înainte de a intra în dezbatere, supun votului proiectul ordinii de zi. Cine este pentru? Domnul Sabin Gheleș. Votez pentru. Domnul Crihărmian Dorin. Votez pentru. Doamna Casca Georgiana. Pentru. Domnul Nicolae Emil. Pentru. Domnul Pătruțiu Mihai. Pentru. Domnul Socaciu Alexandru. Pentru. Domnul Varoghi Ioan. Votez pentru, cu mențiunea, domnule președinte de ședință, că la punctul 2 nu voi participa la dezbatere și vot. Vă mulțumesc. Mulțumesc. Bosie Cătălin, pentru. Doamna Câmpian Mariana. Pentru. Domnul Sătoran Vasile. Pentru. Doamna Nadia Navadia. Pentru. Domnul Vituș Ioan.
Pentru. Domnul Mischia Nadia. Pentru. Domnul Rece Gărge Iugan. Pentru. Domnișoara Uiorian Monica. Domnișoara Monica. Domnișoara Uiorea, nu v-am auzit. Vă rog, exprimați-vă votul. Pentru. Mulțumesc. Domnul Cioban Octavian. Pentru. Domnul David Dică. Domnul David. Vă rog, domnul David. Mulțumesc. Domnul Isaac? Înainte de a vota, dacă m-am uitat secretar... Da, este. Domnul secretar, aș dori tot de multă vreme am vrut să vă spui lucrul ăsta. La articolul 3 din dispoziție. Poate de hârtie la poarta primării, la poartă. Vă rog, eu fac mult. Pentru. Mulțumim mult. Am rugămintea ca după ce intervin colegii consilieri să-și încălcă fiecare microfon. Mulțumesc. Prin urmare, primul punct de pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al municipiului Cutia Turzii pentru anul 2020 și a listei de investiții aferente. Inițiator primar Dorin Nicolae Lojidean, raport de specialitate Direcția Economică, aviz Comisia de Specialitate numărul 1, aviz pe care vi-l prezint în fața camerei pentru a vedea că s-a văzut. Discuții, mă întrebați dacă sunt pe marginea acestui proiect. Domnul primar, vă rog. La primul tabel. Este o eroare de redactare a colegilor din contabilitate. Deci erau de 2019-2020. Asta ca amendament. În ceea ce privește proiectul de hotărâre, vreau să ating cele două aspecte care privesc acest proiect de hotărâre și mă refer aici că, din fericire, suntem unul dintre cele două municipii din județul Cluj care primesc bani pentru persoanele implicate în lupta cu COVID-19, astfel că veți găsi în anex justificarea celor de la Spitalul Municipal cu suplimentarea bugetului cu suma de 152.500 de lei, care reprezintă sume care vor fi acordate către personalul medical din Spitalul Municipal Dr. Cornel Dinca, care au fost implicate în lupta cu COVID-ul. Cel de-al doilea aspect care privește această rectificare bugetară reprezintă suma de 48.000 pentru planul de mobilitate urbană pe care dorim să îl actualizăm, având în vedere dorința noastră de a interveni pe exercițiul financiar 2021-2027 cu noi tipuri de lucrări pe care să le facem în municipiul nostru și aș putea aminti aici centura ocolitoare a municipiului Cutia Turzii sau pista de biciclete între parcul municipal și complexul de agrement Trei Lacuri. Mulțumesc! Dacă dintre consilieri dorește cineva să ia Mischian. Da, domnul Mischian, poftiți. Doamna director economic, este el în dumneavoastră, domnul primar? Da, este. Doamna director economic, la data, la această dată, sau la 30 aprilie, cât e excedentul bugetar? Ce valoare are?
Excedentul bugetar se stabilește la sfârșitul anului. Acum, dacă vreți să vă spun soldul la 30 aprilie... Soldul, da, soldul. Ședința trecută a fost într-o execuție la aferent primului trimestru. Excedentul se stabilește la sfârșit de an. Soldul, atunci, soldul excedentului, dacă... Mă, dacă știam, eu spuneam, exact, da, lui... Vă întreb data viitoare să fiți pregătite cu întrebarea asta, că v-am pus... Să spunem dinainte, ca să fiu. Am foarte rar mi-ați răspuns la ea, să fiți pregătite cu întrebarea asta, totdeauna când veniți cu gestul, bine? Totdeauna când o trebuie să vi-l spune, vi l-am spus. La sfârșitul anului, oricum îl vede. Vă mulțumesc. Da, mulțumim, doamna directoră. Cineva dacă mai dorește? Votez pentru. Domnul Cricar mi-a gălit. Votez pentru. Doamna Casca Georgiana. Pentru. Domnul Nicola Emiu. Pentru. Domnul Pătruțu Mihai. Pentru. Domnul Socaciu Alexandru. Pentru. Domnul Varodi Ivan. Votez pentru. Semnatul Mâsie Cătălin pentru. Doamna Câmpian Mariana. Pentru. Domnul Soporan Vasile. Pentru. Doamna Nadia Ana Maria. Pentru. Domnul Vitușioan. Pentru. Domnul Mischian Adrian. Pentru. Domnul Dece Gheorghe. Pentru. Domnișoara Uiorian Monica. Pentru. Domnul Ciobanu Octavian. Pentru. Domnul David Vică Gabriel. Pentru. Domnul Isaac Tudorac Ionel. Pentru. Mulțumesc mult. Trecem la cel de-al doilea punct al ordinii de zi. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea parcelei numărul 192 din 15-10-2018 privind aprobarea documentației tehnico-economică DALI și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul Mobilitate Urbană Alternativă în municipiul Câmpia Tuții. Prezintă inițiator primar Dorin Nicolae Lojigan, raport de specialitate Serviciul de Investiții, aviz Comisia de Specialitate numărul 1, aviz pe care de altfel și prezint colegilor consilieri. Dacă pe marginea acestui proiect de hotărâre sunt domnul primar Popiți. Da, mulțumesc. Proiectul vizează actualizarea devizului general. Este un proiect pe care dumneavoastră l-ați aprobat, dacă bine reține, eu anul trecut. Proiect pe care noi l-am depus spre finanțare prin PNDL. Valoarea proiectului este aproape 5 milioane de euro și vizează, în principal, reabilitarea următoarelor străzi. Reabilitare, modernizare, carosabil, trotoare, piste de bicicliști, strada Vasile Goldiș, Nicolae Titulescu, Traian, Petru Maio, Simeon Bărnuțiu, Gheorghe Lazăr, școlii, șoferilor 1 mai, teilor, parcului, cele trei alei care coboară, strada parcului, cu precizarea că de la sensul giratoriu de la pizzeria Dana până jos, până la Hala Roșie, la piață, în partea dreaptă până în cartierul Sâncrai, cele trei alei care coboară jos în parc și inclusiv platforma betonată unde se țineau zilele municipiului Piatuzii, pe care le dorim să o asfaltăm, în vederea înființării unei parcări, pentru cei care vor veni la piață, pentru că, așa cum am mai anunțat deja, ne dorim și am și semnat contractul de proiectare pentru faza DALI, pentru mutarea pieței în zona fostului Obor. Astfel că platforma o vom folosi pe post de parcare pentru cei care vor veni la piață. Altcineva, dacă mai dorește, vă rog. Ia, aș dori, domnul președinte. Da, poftiți, domnul Vituș. Întrebarea mea este,
achiziționarea autobuzelor nu aici trebuie să fie prinsă. Nu, acela este un alt, este proiectul de mobilitate urbană, asta e mobilitatea alternativă în municipiul Câmpia Tuzii, care toate străzile pe care le-am amintit interconectează cu străzile de pe planul de proiectul de mobilitate urbană, proiect, acel proiect de 10 milioane de euro pe care luăm autobuzele. Oricum, ca idee, vreau să vă spun că probabil săptămâna viitoare vom demara și achiziția autobuzelor, este finalizată documentația pentru achiziție și cred că săptămâna viitoare vom da drumul și la achiziția de autobuze, sistemul de management a traficului, sistemul video, etichetingul, tot ceea ce ține de acel proiect. Asta este un, cu totul și cu totul alt proiect care urmează și sperăm să fie finanțat prin Programul Național de Dezvoltare Locală al Guvernului României. Am înțeles, mulțumesc. Și ca idee, această actualitate, în principiu, vizează efectele urmații ostrovații, așa am văzut. Nu la materiale, dar nu să văd efectele urmații ostrovații. Mulțumim, domnul primar. Altcineva, dacă mai dorește, vă rog. Dacă nu supunem la vot proiectul de hotărâre, domnul Ghiere Savin. Votez pentru. Domnul Crihalmeanu Călin. Domnul președinte, rog să noteze secretariatul că mă abțin de la dezbatere și votul acestui proiect. Mulțumesc, primul. S-a notat. Doamna Casca Georgiana. El și domnul Nicolae. Pentru. Domnul Pătruciu Mihai. Pentru. Domnul Socaciu Alexandru. Pentru. Domnul Barodi se abține. Vărție Cătălin pentru. Doamna Câmpian Mariană. Pentru. Domnul Socoran Vasile. Pentru. Doamna Nadia Navaria. Pentru. Domnul Vitu Șivan. Pentru. Domnul Mistian Adrian. Pentru. Domnul Rece Gheorghe. Pentru. Domnișoara Monica Uiorian. Pentru. Domnul Ciobanu Octavian. Pentru. Domnul David Gabriel. Pentru. Și domnul Isaac Tudorache. Pentru. Mulțumesc mult. Cel de-al treilea proiect de hotărâre al ordinii de zi vizează modificarea proiectului contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local prin concesiune în municipiul Câmpia Tuzii, anexă la HCL 146 din 22.08.2017, privind serviciul de transport public local de persoane prin curse regulate în municipiul Câmpia Tuzii, modificată prin HCL numărul 19 din 19.02.2018. Inițiator privat Dorin Nicolae Lojigan, raport de specialitate biroul proiecte, aviz comisia de specialitate numărul 1, aviz pe care îl prezint colegilor consilieri. Dacă sunt discuții sau întrebări pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog. Dacă nu se pune la vot, hai. O singură precizare, vreau să felicit angajații de la birou proiecte pentru implicarea pe care au dat dovadă în obținerea avizului de la Consiliul Concurenței. Nu a fost deloc o muncă ușoară și sunt multe alte primării care, din păcate, că n-au reușit, nu am obținut. Felicitări, fratele! Mulțumim, domnul primar. Dacă mai dorește altcineva, dacă nu supun la vot proiectul de hotărâre, domnul Gheneș Samin. Votez pentru. Domnul Crihalmeanu Călin. Pentru. Doamna Casca Georgiana. Pentru. Domnul Nicola Emiu. Pentru. Domnul Pătruciu Mihai. Pentru. Domnul Socaciu Alexandru. Pentru. Domnul Barodi Ioan. Votez pentru. Văsie Cătălin pentru. Doamna Câmpian Mariana. Pentru. Domnul Socoran Vasile. Pentru.
Doamna Nadia Ana Maria. Doamna Ana Maria Nadi, vă rugăm. Pentru. Domnul Vitu Șivan. Pentru. Domnul Mischian Adrian. Pentru. Domnul Lace Gheorghe Iulian. Pentru. Domnișoara Monica Uiorian. Pentru. Domnul Cioban Octavian. Pentru. Domnul David Lică. Domnul David. Pentru. Mulțumesc. Domnul Isaac Tudorache. Pentru. Mulțumesc mult. Acestea fiind zise, declar închis ședința extraordinară de astăzi. Mulțumesc tuturor, o zi frumoasă. Știi ce să încercăm? Să încercăm pe telefon să punem acum să vedem dacă se aude.